diferența liturgică a prezenței lui Dumnezeu în viața lumii. Este, din câte știu eu, a treia carte a părintelui Ioan Bizeu, pe care o țin în mână, fiecare dintre ele aducând o surpriză. Părintele Ioan Bizeu este slujitor la Catedrala din Cluj și în același timp profesor la Facultatea de Teologie. Două experiențe de viață, așa cum mărturisește în cuvântul înainte, care l-au format, l-au marcat. Rare ori putem vedea un atât de fin cunoscător de artă și atât de fin interpret al unor chestiuni foarte dificile din teologie. Cartea este un eveniment, după părerea mea, însă, în contextul vieții de astăzi, nu cred că va fi marcat ca atare, fiindcă lumea este prea grăbită pentru a sta să mediteze asupra unor probleme atât de importante. În fond, esența acestei cărți, ideea centrală este: îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Se face Dumnezeu cunoscut oamenilor? Acestea sunt întrebările esențiale la care trebuie să răspundă și răspunde Părintele Ioan Bizeu. Taina prezenței lui Dumnezeu este foarte bine subliniată de Părintele Profesor în cuvântul înainte.